Mă văd nevoit să vin cu un anunț din nou, după ce o perioadă destul de lungă de timp n-am mai precizat astfel de lucruri de la amvon. Dar am fost sesizat că sunt persoane care merg și bat la ușa unor credincioși, mai în vârstă, mai cu seamă, pensionari, oameni în vârstă din sânul bisericii, și posibil că nu numai la cei în vârstă, dar merg și la persoane mai tinere, cu un ecuson în piept, cu o legitimație oarecare, sau cu niște lozinci pe care ei le exprimă, că vin din partea unei asociații, din partea unei fundații, din partea unui ONG sau din partea instituțiilor statului precum primărie, ca să că au mandatul să se ocupe, să adune fonduri pentru temeri ce situații, spitale, bolnavi de cancer, bolnavi de diferite lucruri sau nevoi ale cuiva, de pildă orfan, temeri ce altceva, oameni fără scrupule. Ba merg și numele bisericii Elim, ba merg și numele meu personal. Și spun că ar fi trimiși, că ar fi cei care noi știm de ei. Vă rog mult de tot. Noi ce avem, comunicăm pe față. Noi când avem, vorbim personal. Noi nu facem astfel de lucruri, nu trimitem pe nimeni să meargă la ușa nimănui. Și cred că nici primăria, nici prefectura și nici alte organizații serioase, adevărate, nu fac lucrul ăsta. Lucrurile astea le fac șarlatanii. Mincinoși, cei care umblă sub acoperire și caută să înșele. Este trist când persoane în vârstă, 70-80 de ani, sunt înșelate ei din pensia lor, de bănuțul pe care îl are, și vedeți că perioada aceasta este o perioadă destul de nisipuri mișcătoare în ceea ce privesc cheltuieli, facturi și toate cele. La noi, țineți-vă de bănuți, aveți grijă, chipzuiți-vă, și nu risipiți în felul acesta, lucrați cu înțelepciune și cu Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu înțelepciune, și tare aș vrea să mă audă și cei de peste hotare. Că până acolo merg. M-a sunat din Statele Unite, și-a dat doar numele mic și a prezentat o poză cuiva în reanimare cu perfuzii. Că el ar fi cel care îi perfuzie, are nevoie de alte perfuzii ăla, de alt gen de tratament. Dragii mei, deci vă rog mult de tot, nu trebuie să fim naivi, v-am mai spus de multe ori, nu trebuie să fim creduli, nu trebuie să încurajăm astfel de lucruri, vă rog mult de tot. Cine nu e de acord cu asta, facă ce vrea. Dar datoria mea ca și păstor este să am grijă de voi, să vă spun lucrurile. Cine vrea să asculte, ferice de el, nu veniți după aceea. Nu mă sunați după aceea. Au venit și au zis că au murit și că trebuie de sicriu și că l-ai trimis și că nu știu ce. Nu veniți la mine după aceea. Nu veniți la biserică după aceea. Luați aminte acum când vă spun, voi de aici din țară, alții de peste hotare, și fiți oameni chipzuiți, dragii mei. Ce frumos este când cineva de afară te sună și te întreabă ce știi de cutare care locuiește acolo sau așa mai departe, care uită ce mi-a scris, cum a fost ăla care a zis și din Anglia, mă sună și mă întreabă, zice, e adevărat că cutare din sânul bisericii voastre are cancer? Și am zis, eu nu știu de asta. Dar mă interesez. Era un tânăr student, cu părinți în Timișoara, cu familie din Timișoara aici, locuia la părinți și așa mai departe. Și îl opresc și îl întâlnesc ca și pe hol și îl întreb, măi frățioare, vin un pic să vorbi. E adevărat că tu ai cancer, că ai probleme? Uita la mine, a plecat capul, zice... Da, zice, am o problemă la picior. Ce problemă? Păi zice, am jucat fotbal și m-am lovit. Și zic, văd că mergi pe picioare, n-ai nici cârje, n-ai baston, n-ai nimic, și văd că te duci pe picioarele tale. Nu știu, pătezi? Zic, către el, dar
tu ai vorbit prin străinătate, uite că ai cancer și m-a sunat din Anglia, de la Londra, niște tineri, că tu ai probleme de genul ăsta? Și au zis, da, zice, am scris. Mă, de ce-ți ceri o sândă, am zis? Mă, de la o rană, că și eu am fost ca tine, mă, și am fost tot lovit și cotonogii la picioare, cu rând. Dar nu-mi putut permite așa ceva, mă, să spun că e cancer. Deci ce-ți ceri o sândă, mă? Oprește-te, măi, nu se frică de Dumnezeu. Să umbli cu lui, să inventezi lucrurile astea, să cerșești, mă, pe nedrept și așa mai departe. Nu a trecut o lună și a venit, zice, dăm transferul. Și am dat transferul, zblece. Oamenii ăștia zic că dacă le ieși înainte, le spui, mă, nu-i bine ce faci, pocăiește-te. E libertate, nu? Ia, de ce să mută dincolo? Să ia atitudine acolo, să mută în partea cealaltă. Numai de pocăință, nu? Nu au chef. Dumnezeu să aibă grijă de noi. Oameni buni, noi trebuie să fim oameni cu înțelepciune. Să fim oameni cu pricepere în lumea asta. Să nu fim naivi aia, să ne poarte fiecare cum vrea. După dorința lui, în stilul lui, să ne modeleze cum modelează copiii plastelina. Nu. Să fim oameni care să îl cunoaștem pe Dumnezeu și să trăim o viață socială frumoasă, în adevăr, și să trăim o viață spirituală cu credincioșie și în ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pensionari dragi, care sunteți acasă și nu sunteți aici, țineți cont de ceea ce v-am spus. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.